Dragi prieteni, după tradiționalul moment muzical susținut de Mișa Grosu Band, începem vânturile, valurile. Invitatul acestei ediții este Andrei Cibotaru, somilie. Dragă Andrei, bine te revăd în, în platou, ții minte, bineînțeles, la relativ noi de mulți am, te -am, am promis și te-am avertizat că vei fi invitat să discutăm despre despre vinuri, despre noua ta miserie, dar spune-ne, te rog, calea de la jurnalist la somelier. La Cum a fost? Bună seara, bine v-am regăsit. A fost o cale firească și nu des aud întrebarea asta, lumea se miră, că pentru mine a fost firească din mai multe motive. Odată pentru că combină pasiunea cu meseria. Spun așa, sincer, cum este, mi-a plăcut să beau vin. Da, Andrei, mulți au pasiunea asta, dar nu, nu toți nu și Nu toți mai iau bani. Nu bani, bani, da. a fost cumva o meserie firească care a, a născut din meseria mea de jurnalist, care s-a transformat cu timpul în degustător de vinuri în somelie, prin intermediul, la început, prin intermediul unui blog de vinuri. Deci am fost în calitate de jurnalist în acum 10 ani la o expoziție în Germania, la cea mai mare expoziție de vinuri din lume, se numește Pro Wine, la Düsseldorf, și acolo am avut un șoc, în primul rând, eu personal, pentru că am văzut o lume a vinului mult mai mare, mai bogată, mai diversă decât o credeam eu în cunoștințele mele și o știam eu în capul meu. Am avut contacte cu alți jurnaliști străini care mă întrebau ce resurse jurnalistice dedicate vinului aveți în Moldova. Ce bloguri, de exemplu. Și eu atunci a spus, că, uite, nici nu prea avem bloguri la etapa respectivă, nu erau foarte multe. De mai bloguri de vin specializate. Și atunci, jurnalistul de mine a spus că poate ar fi cazul să încep eu cu, o, cu un resurs din ăsta specializat, cu o resursă specializată pentru vinuri, am deschis blogul, am început să studiez mai mult despre vinuri, respectiv să scriu, pentru că documentarea face parte din munca unui jurnalist. Și atunci când documentezi, înțelegi că, de fapt, închipuirea sumară care o avem noi în Moldova, că suntem cei mai buni în vinuri, avem cele mai bune în vinuri, suntem buricul pământului în vinuri. Dacă stai și te documentezi un pic mai mult, mai săpi, mai cercetezi, înțelegi că, de fapt... Este așa și nu chiar așa. E. Și de acolo am început pasiunea pentru vinuri, pentru degustare, pentru comparații, pentru descrierea lor. Și până la urmă spun că nu este o cale care pornește din punctul A spre punctul B, pentru că este undeva o, un lean care leagă pe ambele. Noi nu avem în Republica Moldova presă speciale, de specialitate, da? De vinuri și nu doar de vinuri. De gastronomie sunt publicații, reviste. Cataloge în toată lumea civilizată Mai puțin în Republica Moldova Am început inițial cu vinul Cu, cu blogul de vinuri uh, Ulterior am început să fac Diferite cursuri Să, să obțin o performanță De asta Apoi am uh, fondat sau Am deschis, am pornit și cu un ghid de vinuri Care apare în dată pe an Deja la 5 ediție Și ca un bulgăre de zăpadă Tot a curs la vale și s-a deci... mărit această meserie oarecum nou pentru spațiul nostru somelier înseamnă omul care se pricepe la vinuri, care poate vorbi, poate face o clasificare și un clasament. Știi, uite, pe timpuri, pe timpuri, mai de mult, țin minte eu, existau două feluri de vinuri, alb și roșu. Da. Și gata, poate a treilea e chelea cu coanii. Poate. Acum însă, o sumidenie de vinuri, s-ar părea, domnule, este vin alb, nu stai când sunt încă 10 vinuri albe, dar au diferite arome, diferite nuanțe. De ce depinde calitatea unui vin? Asta a fost șocul meu atunci când un tânăr care, un coleg întâmplător la un pahar de vin ne-am întâlnit și mă întreba, el fiind din Germania, mă întreba ce vinuri avem din soiuri locale. Și eu spun cum ați spus dumneavoastră în întrebare, zic că avem vinuri albe, vinuri roșii. Și zice, nu, dar ce fel de vinuri? Vin de casă, bun, bun eu știu la casă, avem izobela, avem Noa. Și avem... zice, nu, dar uite ce ai spus tu, sunt uh, hibriză. Dar... Noi în Germania avem Riesling, avem Gewürztraminer, avem Cotare și Cotare, dar voi care să voastre locale? Și eu tot ghiceam, mai încercam, zic, băi, avem Moldova, de fapt ca cu timpul să înțeleg că, de fapt, niciunul din cele menționate nu sunt, vinuri nu sunt pentru vinuri de, de tehnice, pentru vinuri de calitate bune. Moldova, în general, e un soi pentru struguri de masă, nu pentru vinuri. Și atunci înțelegi că este o diversitate, o lume foarte mare și omul, cu cât e mai elevat în domeniul vinurilor, de fapt, asta vorbește și despre cultura generală a unui om. Eu totdeauna spun la evenimentele mele că noi avem pretenția să avem o cultură vizuală, care spune, da, de... ne plac tablourile, filmurile, fotografiile, tot ce ține de arta frumosului vizual. Nu ne plac, nu știu, construcțiile în apă, dar în oraș, publicitatea excesivă. La fel cu muzica, ne place o muzică frumoasă, calitativă, cineva iubește rock, cineva clasică, altcineva, din păcate, iubește manierele, asta e cultura auditivă. Și din păcate, ceea ce spune despre cultura gustativă, miros, gust, cam nu prea se discută, mă rog, în ultimul timp mai apar ghiocei în Republica Moldova, dar nu prea se vorbește. Și e paradoxal pentru că noi nu privim și nu ascultăm muzică poate în fiecare zi, dar de pus ceva în gură, cam în fiecare zi o facem, mă rog, cu excepția postului, că nu mai... Dar, în general, și atunci e cumva paradoxal că nu ne întrebăm și nu ne preocupăm de această cultură care tot face parte din universul nostru, din cultura gustului. Uh... Eu am avut o ocazia să, să asist la o prezentare de vinuri susținută de un sommelier cu ceva ani buni în urmă, și atunci am înțeles pentru prima dată că, de fapt, eu nu beau corect. Cum să bea corect un vin? Da, un vin se degustă, în primul rând. Nu neapărat să bea de la început. Un vin se degustă, un vin se discută. Dacă vorbim strict din niște etape, sunt câteva, nu știu, foarte rapid să le trecem cu, uh, în revistă, dar trebuie în primul rând să analizăm la culoare vinul, dacă e alb sau roșu. E. În mare parte noi spunem greșit alb, pentru că albul este culoarea laptelui. Aici avem da, e. Un, un vin de culoare galben-pai cu reflexii verzui dacă l-am caracterizat după tehnologie. După care, da, un vin alb în mod normal nu ar trebui să aibă sedimente, impurități, aici probabil avem un vin calitativ, asta doar din privire ar trebui să analizăm un vin, după care trebuie să-l mirosim. Atent la început. Nu, se rotește, da? nu se rotește? Se, se rotește, așa. întotdeauna se recomandă să se roti, pentru că astfel vinul își dezvăluie parfumul mai bine și atunci noi, ca într-un procedeu clasic, întâi îl mirosim așa și apoi abia la agiteam ah. ca să vedem cum evoluează vinul. Eu o șmicherie, e un secret da. ăsta. Și după care analizăm mirosul vinului, trebuie să răspundem la întrebarea principală dacă vinul este bun sau nu. Asta e cel mai simplu care trebuie să ne răspundem pentru noi. După care să identificăm câteva tipuri de arome, ce miroasă vinul. A flori, a fructe, a busuioc, a lapte, a pământ, reavăn, a, a grajdical... cal, că sunt și din astea arome întâlnite în, și unilor sunt bune, uneori sunt nu, a benzină, iarăși sunt vinuri care au aromele astea și toate ele ne vorbesc de ceva. Și, evident, cea mai plăcută etapă de degustării este atunci când luăm o mică înghițitură și toate în ansamblu trebuie să ne dea o impresie despre vin. În cazul de față avem un vin, spun eu, bun. Păi, ce am înțeles eu, că această gură mică, apropo de vin... Nu se bea imediat, se plimbă cumva ca da, să-ți vină deci, toate. Atunci când vorbim de degustările profesioniste, noi în general nu înghițim vinul. Uh -huh. Pentru că tot ce ne spune nou despre vin este aici, la nas și în gust, mai puțin de la gât în jos. De acolo, corpul ne spune doar că vinul este un produs alimentar conform legii Republicii Moldova, dar cu un mic conținut de alcool. Și la concursurile de vin sau la degustările profesioniste de vinuri, noi întotdeauna scuipăm, folosim diversorul și scuipăm vinul, pentru că mai mult decât aici nu, nu avem nimic. Trebuie să-l plimbăm prin gură, pentru că pe cavitatea bucală, pe limbă avem patru zone care ne răspund de diferite gusturi. Sărat, amar, dulce, acro. Și dacă îl pui imediat în gât, da. poți să omiți o parte din aceste senzații gustative și atunci noi să evaluezi corect vinul. Dar, în general, vinul nu se bea după mm. cu paharul plin, cu, se dă pe gât, cum se spune la noi la Moldoveni. Cu înghițituri foarte mici, pentru că e mai plăcut așa și plăcerea e mai bună când este o întinsă. Nu? Când, pentru că nu bem vinul ca să ne îmbătăm. Din păcate, dacă facem asta, nu vorbim de o degustare hedonică a vinului. Vorbim de probleme. Noi spunem că atunci când bem vin, dacă în vin ca să ne îmbătăm, înseamnă că avem probleme și trebuie să mergem la psiholog. Dar dacă degustăm un vin plăcut, înseamnă că avem uh, savoare de viață și ne place să trăim viața frumos. Din postările tale, de ce scrii tu despre toată această zonă gastronomică, am înțeles că te percepi bine și la mâncăruri. Acum trebuie trebu să i cunosc, și cunoștințele mele nu merg mai departe decât la rudimentarul fapt că la vin alb se mănâncă pește și la vin roșu se mănâncă carne, de exemplu, prăjită, bine prăjită sau medum. Ce alt fel de, de vinuri și mâncăruri ar trebui să cunoaștem noi în zona noastră, nu neapărat extrem de sofisticată? Eu zic, că, evident, că nu toți sunt născuți și e nevoie să devină conesiori. Și când spun conesiori, uneori că mai avem și partea neplăcută a acestui fenomen, când se exagerează excesiv cu degustarea unui vin. Vinul, până la urmă, este un produs alimentar, cum spuneam, care, asta este și șmenirea lui, să fie savurat, nu să fie descris, scos la tablă și criticat întotdeauna. Noi facem asta ca meseriaș, dar în general un vin trebuie savurat. Și eu spun că în Republica Moldova noi ar trebui să ne învățăm măcar soiurile autohtone, locale din Republica Moldova pe care le avem și să le învățăm, asta spun tot timpul și pe TikTok zic învățați pe de rost patru, că nu sunt atât de multe, patru soiuri care sunt să puteți răspunde la întrebarea măcar ce soiuri de vin buni, calitative, ancestrale avem în Moldova. Feteasca albă, Feteasca regală, sunt dispute legate de proveniența i ea provine din Transilvania, dar este bine domesticit în Republica Moldova, că noi o catalogăm ca și un soi autohton. Feteasca neagră și rara neagră. Sunt patru soiuri tehnice, două, trei albe, nu, două albe, două roșii. După care avem și soiuri europene, Chardonnay, Riesling, Sauvignon, Muscat, Traminer, care toate sunt la fel crescute în Republica Moldova, dar că toată lumea le crește. O rară neagră nu o să întâlniți nicăieri în lume decât în Republica Moldova. Poate o mai întâlniți în, de cealaltă parte a Prutului, în România, doar că acolo se va numi Băbească neagră. Dar dacă știți că... E și este și vinul băbească. Da, și vinul băbească, dar e un sinonim rarei neagră din Republica Moldova. Și respectiv, consumul lor corect, să simplificăm lucrurile la maxim, sunt două reguli de bază a servirii unui vin. Odată este paharul corect, pentru că, din păcate, în tradiția noastră avem paharele, băcălașele, supranumite din beci, care nu prea sunt bune pentru degustarea corectă a unui vin. Și puteți să încercați asta în condiții de casă, să vă turnați același vin într-un pahar cu cupa ovală, așa cum este acesta, și în băcălaș o să vedeți că aveți senzația că aveți două vinuri diferite. Deci, forma paharului contează foarte mult. Trebuie să avem un pahar cu cupă ovală care să permită polifenolilor care răspund de aromele plăcute să se deschide corect. Și, doi, temperatura de servire a vinului. Foarte mult contează, pentru că la vinul alb, dacă vorbim de 90 sau maxim 12 grade, este, vinul are, este o substanță chimică, pe la urmă, care are sute de molecule care răspund de arome. Și este în puterea noastră să decidem dacă vrem să le simțim pe cele plăcute aromele de flori, de fructe, de, în general, aromele plăcute, sau vrem să simțim aromă de înțepătură, de alcool, aromă neplăcute. Și e suficient să dăm temperatura în sus, sau să încălzim greșit vinul în pahar, și vinul de la 9 grade cu 36,6 grade a noastră fără COVID, o să încălzească vinul foarte rapid și noi o să simțim arome neplăcute, înțepătoare ale unui vin. Și am întrebarea asta des de la prietenii cunoscuții mei care spun că uite, am fost la degustare, am băut vinul respectiv, era foarte bun, mi-a plăcut foarte mult, am luat exact același vin din magazin și era alt vin, cred că e contrafăcut. Și eu le spun că la fabrică, dacă au văzut cineva, au vizitat o fabrică mare și au înțeles ce înseamnă o linie din buteliere, nu poți să te joci acolo să modifici sticlele așa, s-a pornit conveierul și s-a pornit o linie din buteliere. Mult mai probabil că tu ai luat vinul la pădure, l-ai servit din pahar de plastic, din asta cu formă conică, era cald, că nu a duce nimeni, n-a văzut în Moldova să ducă la pădure să răcească. Și atunci, evident, că ai avut un alt vin neplăcut. Dar, în esență, e același vin. Știi, Andrei, mă gândesc că s-ar putea cineva dintre privitorii noștri să se întrebe, Păi, ce caut un somelier la o emisiune de cultură, vânturile, valorile, Dar îmi dau seama acum ce vorbim, că de fapt ne vorbim despre cultură. Cât de important este să vorbim cultura vinului, care e o miserie ancestrală, vinul, degustarea și e, dar... Cine, poate în ultimul timp, mai multă lume își pune problema unui pahar pe potriva unui anume vin. Un anumit, anumit fel de mâncare cu un anumit fel de vin. Fiindcă, de ce să ne ascundem după deget? Cu ceva vreme, în urmă, era suficient să aduci o caldare de vin pe o masă, să ai o cană sau un, un pahar, granion și cu asta se termina toată cultura vinului. Cum, cum se termina, mai ținem bine minte și noi. Bun, nu avem timp mult să, să vorbim, poate, în detalii despre mâncare. Dar, hai de, fiindcă ai pomenit de vinuri europene și vinuri autohtone, soiuri autohtone, hai să ne lămurești, țin minte discuții la care participasem și eu, în care am înțeles eu că vinuri, soiurile autohtone, în general, nu sunt agreate de specialiștii din... Noi avem dar noi aveam multe, multe, și ne l mândrim, că sunt noastre, domnule, de bătrâni, Ei, am înțeles că nici nu prea sunt folositoare soiurile astea. Eu cred că, dacă îmi permiteți să fac întâi o paranteză despre cultura vinului, indiscutabil este vorba de cultură și mai mult decât emisiuni televizate, eu aș pune această în știință în curicula școlară. Pentru că noi din păcate învățăm la istoria Egiptului antic fermentarea urezului sau cum s-a făcut prima bere și nu învățăm vinul, care e o dovadă a unei mari civilizații care era aici cu 2-3 mii de ani în urmă. Cultura cu cutieni tripolie, care, respectiva ceramică, în urmă, cu 3000 mii de ani în urmă s-a de, descoperit semința de viță de vie Vitis Viniferas. Nu vița de vie sălbatică, în vitis silvestris, dar vitis viniferas, crescute anume pentru a produce, mă rog, hrană, în primul rând, probabil, struguri, dar și vin pentru că vasele erau. Amfore? Uh, amfore, anume pentru păstrarea vinului respectiv, era vin aici. Și când vorbim la acea perioadă despre migrația inversă de la vest spre est, și trupele de cuceritori care erau atunci, cu lor mari, cu cai, aveau nevoie, nu de 3, 4, 5 ani ca să crească ovii, aveau nevoie doar de cerealiere ca să hrănească oastea, să facă pâine pentru ca și pentru soldați și se ducă mai departe în cucerire. Ori aici, cu 3000 de ani în urmă, era o civilizație statornică care avea ceramică, care avea vin, care picta frumos acea ceramică. În general, le, le, plăcea viața frumoasă. Și asta este o parte a culturii, a identității. Eu vorbesc cu colegii din străinătate și ei sunt mirați un pic că noi nu cunoaștem detaliile astea pentru că asta ne-ar adăuga un pic și mai mult încredere în sine, ca și națiune. Că nu e vorba despre Și ceea ce spuneți dumneavoastră despre Tarasca, despre Izobiela, despre... este un fenomen foarte recent, dacă vorbim la învingura de sute sau mii de ani. Ii. da? Am fost după filoxeră și am avut câteva handicapuri mari în istoria noastră vitivinicului. Cel mai recent fiind defrișarea viței de vie pe timpul lui Gorbaciov, respectiv s-au mulțit soiurile hibride și undeva în memoria noastră, generațiilor noastre, probabil a rămas ca asta ca fiind baza vinificației. Și ce nu este departe, noi avem rara și fetească albă de sute și poate mii de ani aici. Și când spunem de bunie, străbuniei noștri, ei creșteau vinuri foarte bune. Și evident că este la nivel mondial o mare concurență pentru vinuri. Și francezii întotdeauna vor spune că Chardonnay și Pinot Noir sunt soiuri care dau vinuri mari. Și noi trebuie un pic mai mult să ne încredem în, în primul rând în istoria și în cultura noastră de potențialul organoleptic a vinurilor. Nu poate fi vorba. La concursurile de vin, noi jurizăm vinuri în orb. Și am avut cazuri când fetească albă a fost exact la același punctaj ca și un chardonnay premium din Franța. Și un, o fetească neagră, anul trecut am avut în, la concurs mondial de Bruxelles, în care am fost onorea să fiu în juriu, am avut un vin din Republica Moldova Roșu, care a luat cel mai mare scor din toate vinurile înscrise roșii la acel concurs. La competiție vinurile se degustă în orb. Noi nu știm că e din Franța, din Italia, din Republica Moldova sau România. Se analizează strict organoleptic. Și avem vinurile astea. Nu sunt de acord categoric cu lumea care spune că nu avem potențialul. Da, potențialul nu este în soiurile de tip crască, tarasc, noa, bacon, bacon, oh, balcon. Băcon, către băcon, către Deși mi-a explicat într-o dispută cu Tatăl meu, Dumnezeu să-l îi spuneam că baconul care crește la noi, crește, de fapt, provine din America și se numește bacon, nu ar, că la noi avem un milion de interpretări chiar așa se numește, milionnei, baconuar, bacon, cățărătoare, balcon, mă rog, tradiție populară nu este diferit. Dar în America se fac vinuri și premium din ele și cel mai scump pe care l-am întâlnit eu costa 35 de dolari. Și dacă îmi spune, 35 de dolari? Familii caldarea costă mai ieftin. Apropo că ai pomenit de degustarea în orbă, degustarea oarbă, Uh, Explică-ne, te rog e, Eu mereu avem senzația Când văd reportajele la, Pe la televiziuni Că e vorba de o mică șmecherie e, um, um, e ceva Acolo, un aranjament Chiar e posibil să ai patru pahare De vin alb Și să-ți dai seama uh, Ce fel de vin este Până, până și originea vinului Să o intuiești Da, uh, categoric da Dacă vorbim în primul rând de vinuri premium, bine făcute, calitative, din roade excepționale, care odată în viață îți apar, e ușor să-l ghicești, să-l definești, pentru că atunci când tu l-ai testat odată, memoria ta olfactivă l-a sesizat și zvâcnește ceva acolo care ți închipui. Și, în afară de asta, trebuie să fii și un expert de talie internațională ca să poți face lucrul ăsta. Eu am avut ocazia să fiu în Coreea, în Asia, la un concurs a celor mai buni somilie din Asia și m-am mirat că ei nu doar vinurile și apa minerală o puteau gusta. Pentru că, până la urmă, vorbim de oameni foarte bine antrenați, care toată ziua asta și fac de gustă, mm -hmm. antrenează papilele gustative. Și asta este un mușchi. Și aici și prin legătura neurologică care se duce la creier. Nu am avut după COVID un caz foarte curios, nu din domeniul vinurilor, cu un pacient care a suferit o intervenție chirurgicală la nas și el credea, avea senzația că i-a dispărut mirosul. Uh -huh. Medicul care l-a operat a spus că eu știu că n-ar trebui, n-are nici, niciun indicator care spune Probabil e vorba de percepția lui din creier, s-a montat ceva Și zice, hai lucrați voi cu el o lună, două, să vedem cum Și făceam același exercițiu, îi dădeam paharul de vin, îl mirosea, la urmă îi spuneam ce fel de vin și după o lună, două, a început să ghicească și el în orbă, adică fără... Și așa i-a revenit mirosul, deși el era. Asta se antrenează. Deci nu toți sunt născuți în somelie de gustatori, pentru că mai este vorba și de paletă, acolo nu toți au același număr de papile gustative care pot detecta. Bun, Andrei, mergem în pauză să ascultăm Mișa Grosobân și după pauză revenim. Continuăm vânturile, valorile. Astăzi stăm la un pahar de vorbă cu Andrei Cebotaru. Uh, drag Andrei, o întrebare de 100 de puncte. De ce în restaurante vinul este de 3-4 ori mai scump decât la producător? Bună întrebare. Uh, în general, și eu m-am revoltat când am început să înțeleg. Uh, situația sau cum stau lucrurile în, în industria vinurilor este o nedreptate cred eu pentru vinificatori și pentru cumpărători, pentru clienți. Dar este o realitate și este o realitate care se întâmplă nu doar în Republica Moldova. În general, localurile din domeniul Horeca, adică hotelurile, restaurantele, cafenelele trăiesc mai pe seama pe industria băuturilor decât a mâncării. După ce am administrat un local Un wine bar Am înțeles și eu lucrul ăsta în cifre Vinul ajunge Așa cum spuneți dumneavoastră Dublu, triplu, din păcate în Moldova Unul și de patru ori mai scump Decât da, la producător Pentru că așa câștigă Vinul se cumpără este vorba de vinării care câștigă bani atunci când produce vină, evident că o face pentru profit. Este vorba de distribuitorul de vinuri care intermediază și transportatorul în anumite momente, care toți adaugă costuri în acest lanț. Și nu în ultimul rând, restaurantul care pur și simplu dublează sau triplează prețul cu care intră la el. Și pe asta câștigă restaurantele, pe cafea, pe băuturi, pe vinuri acolo unde sunt, pentru că aici costurile sunt relativ minime. Ai dus vinul, în cel mai bun caz l-ai pus, dacă ai frigider, dacă nu, în un depozit undeva în subsol și l-ai servit și ai câștigat dublu. La mâncare tu trebuie să ai bucătării bine echipate, care înseamnă te să ai bucătare, oameni care fac să cheltui pe ingrediente, pe toate respectiv, care de obicei sunt alterabile, să aruncă și așa mai departe. Dar asta este situația și asta este valabil nu pentru Republica Moldova, și pentru Europa în general. Uhum. Ceea Ce mă, mă neliștește sau îmi displace mai mult în Republica Moldova, pentru că dacă vorbim despre realitatea occidentală, Franța, Italia, Spania, Portugalia, unde vinul este servit corect, dar la prețuri mai mari decât am vrea noi. Dar este servit corect. La temperatura care trebuie, la, din pahari care trebuie, de obicei asociat cu bucatele respective. Ori la noi, pe mine asta mă, mă, ne mulțumește foarte mult când mă duc în restaurant, foarte puține excepții, din păcate spun, în Chișinău sunt, unde este servită la 100 de puncte, dacă ne facem referință la acest punctaj. În majoritatea, din păcate, se servește vinul cald și tu bei ceai în loc de vin, un ceai neplăcut. Și eu întotdeauna îi întreb, dar de ce voi bere o servit numai decât rece, cola o servit rece, din frigidier, din pahare, cu gheață, car, și la vin deloc nu, va, nu atrage. Și înțeleg că răspunsul nu este atât în horecar, cât în, iarăși în cultura. Și noi acceptăm lucrul ăsta. De la început eu tot eram tolerant. Când mă, duceam cu colegii de breastă în restaurant și ei începeau, nu să zic scandalul, dar este un pic de rumoare atunci când îi reproșez chelnerul că nu place vinul, că e cald, schimbă meu. El nu înțelege că, care e problema vinului. Vinul, vinul, e bun. Acum când știu și eu că plătesc triplu pentru un vin, și zic ok, eu gata, am depășit faza psihologică cu prețul, eu sunt gata să plătesc, dar fii bun, măcar și dăm un pahar uh, curat. Și când spun curat, nu am în vedere doar aspectul vizual al paharului, dar și aromatic fiind pentru că pe mine asta mă deranjează. Uh, paharele sunt șterse de regulă cu cârpe improprii. Incorecte și el impregnează un miros foarte neplăcut paharului. Okay. Da, el poate părea curat. Și atunci când se toarnă vinul, eu știu vinul pe care îl am deja în memorie și îmi vine o poșircă, pardon de exprimare, și zic, uite, schimbați la vetele. Sunt ștergare specializate pentru lușturirea paharilor, care nu lasă miros paharului. Asta vorbește despre profesionalismul, și a domeniului, horeca de restaurante, dar și de predispoziția colegilor. Și eu acum recomand tuturor prietenilor și telespectatorilor, dacă nu v-a plăcut deservirea în restaurant, pe lângă preț, fiți buni și întorceți, cereți să -vă văd drepturile. Din moment ce tu achiți triplu pentru un vin, tu ai dreptul să fii deservit corect de el. Că sunt, este un procent din anumite vinuri care poate fi returnat dintr-un efect, uh, defect mai bine spus, uh, care se întâmplă natural la, până la 5% la toate vinurile. Așa numita bacterie TCA, uh, mirosul de dop de plută care se impregnează foarte mult în vin. Este o bacterie care se răspândește în aceste dopuri, involuntar, nu este uh, greșeala vinificatorului. Este din natură o bacterie care se dezvoltă și se transmite vinului. Și atunci când vedem în filmele, mai ales că, uite, mirosă și și zic, dați înapoi vinul, înseamnă că vinul au avut un defect, de genul de dop, defect sau, nu știu, oxidare. Dar, pe lângă asta, vinul mai trebuie să fie la temperatura corespunzătoare, în paharul corect. La asocierii gastronomică, când dă Doamne să ajungem acolo, să vedem dacă ne servește vinul corect la bucata pe care am cerut-o noi dar de temperatura da. astfel Și eu încurajez în sensul bun al cuvântului să se certe lumea cu chelnerii, sau nu cu chelnerii, cu locadurile, nu atât că să se certe, certe cât să ceară drepturile. Eu am memorat această frază a ta pe care ai postat-o o tu odată. Bine, o învățat ai noștri că vinul roșu trebuie să fie din temperatura camerei, dar nu, dar nu chiar ceai. Iarăși o postare de-a ta, am văzut-o în care făceai un clasament al vinurilor scumpe. Uh, vorbește despre aceste vinuri scumpe și care e clasamentul pe care îl faci. În lume, în toată lumea, inclusiv în Republica Moldova, este supraproducere de, lume, de vinuri la nivel mondial. Deci lumea crește vie și produce mai mult vin decât s-ar putea consuma într-un an pe toată planeta. Ne mai vorbim de Republica Moldova, unde... Uh, Moldova produce mult mai mult vin decât capacitatea de absorție internă, respectiv noi în marea parte în general o exportăm și respectiv vinul datorită acestor circunstanțe este un produs foarte competitiv. În vin trebuie să te pricepi ca să înțelegi dacă merită să dai mulți bani sau nu. Producătorii de vin, marketingul a înțeles lucrul ăsta, și e suficient să ambaleze un vin într-o etichetă scumpă, glamuroasă, într un sticlă grea și să-i pună un preț mare și mulți o parte din consumatori dau banii ăștia. Pe lângă asta, vinul mai este și un instrument de investiții foarte bun. Deci, vedeți la licitații psihotare, Sotheby's Christie's, vând cu mii de euro anumite vinuri. Și deci, ele au fost la originea lor, n-au costat atâta. Acum am pus într-adevăr o postare săptămâna trecută, am făcut și o degustare a celor mai scumpe vinuri actualmente în Republica Moldova, era vorba de 5 vinuri, care pornesc de la 40 de euro până la 110 euro pe sticlă, sticla de 0,75. Și vorbim de vinuri care sunt în retail constant, pot fi găsite în magazine. Nu vorbim de vinuri pentru licitații sau de vinuri speculative, că sunt și astea. Eu personal am vândut două vinuri anul trecut, două vinuri roșii cu 1000 de euro. Sau cu un an mai în urmă am vândut o verticală din 5 de 10 vinuri același vin din 10 recolte diferite, din 2010 până în 2020. Iată că sunt foarte puține astfel de colecții și am licitat-o cu 5.000 de euro. Cumpărătorul este fericit, deci este gata să dea banii asta. Este o, o sabie cu două tăișuri. Pe de-o parte e bine pentru vinificatori că apare acest segment ultra premium, că ei fac bani, că este un instrument de vânzare. Mai puțin pentru amatorii de vinuri care trebuie să scoată 100 de euro pentru un vin, nu fiecare își poate permite. Dar este o realitate și atunci când apare cererea, dacă, dacă a apărut oferta de aceste vinuri scumpe și la mine erau 5 vinuri de la 5 companii diferite, dar că ele sunt și mai multe. Înseamnă că există și cereri, sunt oameni dispuși să plătească pentru acest lux. Un vin bun nu trebuie să fie neapărat scump. Și viceversa, nu neapărat un vin scump poate să fie bun. De asta este în toată lumea să fac clasificările vinurilor, să fac recomandări, să fac ghiduri de vin. Și eu, în general, mă orientez la un vin alb bun. El, pentru mine, poate fi de la 50 până la 100 de lei. Poate fi un vin foarte bun. Dar sunt și vinuri de 1000 de lei albe, care nu neapărat sunt bune. și, <laughs> în general, asta e treabă individuală. Fiecare trebuie să-și găsească zona de confort și pentru portofel, dar și pentru propriul gust. Și cel mai mult mă irită întrebarea, care este cel mai bun vin, deci recomandă un vin. Și eu întotdeauna îl spun, uite, spune mâncarea ta preferată. Hai să fii, nu știu, sushi, sarmale, zeamă, orice spui tu. Și eu te pun în contextul în care tu trebuie să o mănânci șapte zile sau nu șase, șase zile din săptămână, mănâncă zi de zi zeamă. Tu ești să începi să o urăști cu timpul. Așa și la vinuri. Dacă bei, mă rog, nu e recomandat să bei în fiecare zi, dar dacă bei unul și același vin tot timpul, Păi e un vin, e un fel de mâncare. O, doar noi căutăm plăcere gustativă, experiență gastronomică. Căutăm mai mult decât pur și simplu a da ceva în gură. Um, spre sfârșit, hai să vorbim despre... Despre omul uh, care poate să uită acum la noi și spune, Măi, ăștia vorbesc materii alte, gusturi rafinate, uh, vinuri scumpe, dar eu îmi fac un 200-200 de litri acasă, uh, cultiv uh, aclooviță de vie. Iată, uh, ce, ce crezi tu despre producătorul simplu care face pentru el, vreau să-ți fac o, o, o mărturisire, în prima jumătate a vieții mele conștientă, eu îmi făceam singur vinul, fie că cultivam, fie că cumpăram uneori, ori, dar făceam 150, mai mult nu, cred, că de, de, de vin care preferam să-l dau în detrimentul celui cumpărat. Spune-ne, te rog, a, a fi mic producător sau simplu consumator de la țară sau de la oraș, care sunt unii care își fac și ei. E, e un semn al inculturii consumului vinului? Nu, nu, nu sunt de acord cu această formulare. Am avut, din păcate, și avem, odată cu dezvoltarea culturii consumului corect de vinuri, este o oarecare aversiune în față de vinul de casă. Și eu spun că este total greșită această abordare, pentru că datorită vinului de casă, s-a păstrat în general cultura vinului la noi. Pentru că nu a existat fabrici de vin cu 500 de ani în urmă. Tot se făcea și în jurul mănăstirilor și în uh, gospodăriile uh, proprii ale oamenilor. Omul face până la urmă vinul. Și nu tot vinul este făcut pentru a fi dus la expoziția de vinuri în Paris sau în uh, Italia. Vinul se face pentru consum propriu. Și dacă tu îl faci respectând niște minime standarde de producere, foarte bine. Nu trebuie să fie vinul. Dacă tu ți-ai făcut vinul tău bun și îți place, dar trebuie să, oricum să depășim anumite probleme care țin de igiena în crame. Aceeași dispută am avut-o cu tata cu butoiul vechi de câteva de la bunel, care e cel mai bun și nu în ruptul capului, că eu îl opăresc cu frunze de nuci și îi scot tot. Și abia după ce am fost cu, cu el în vizită în Italia și a văzut uh, la o fabrică butoaiele și cum sunt folosite și dezinfectate și refolosite, am înțeles că, da, într-adevăr, poate exista o bacterie în acel lemn care nu se vede cu ochiul, care nu poate fi cu apă opărită scos și el se transformă. Mie îmi place foarte mult vinul de casă, în special în prima parte a anului, până la anul nou, când, când nu a reușit să se oxideze, pentru că este un proces firesc al vinului. Strugurile când este strivit, face suc de poamă, suc de struguri, care este în esență un suc dulce. În rezultatul fermentării, se transformă în vin. Și dacă vinul nu este păstrat corespunzător, el se va transforma mai departe în oțet. Și cam asta se întâmplă. Pe lângă multe infecții care sunt în vinurile de casă, mai vorbim și despre oxidarea vinului. Nu este deunător sănătății, dar nu are uh, aceste proprietăți, spunem, uh, deosebite ale vinului. De asta, la vinul de casă care se bea cu păhăruțele așa, fără a fi uh, evaluat de către experți, poate noi nu, nu simțim. Dar eu fac desoarea asta cu vinul de casă, îl torn în pahar de asta și îl dau interlocutorului, zic că acum am mirosit-l și o să vedeți amploarea romilor neplăcute. Dar o mică de intervenție pentru cei care au ajuns la finalul acestei emisiuni, Au ajuns că... mulți, te asigur, da, adică vinurile de calitate trebuie să consumate în cantități moderate. Corect. Corect. Ministerul Sănătății avertizează. Bun, drag Andrei, eu îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai venit și am vorbit despre cultura consumului de vin. Sper să ne mai revedem și să mai continuăm această discuție. Asta a fost tot ce am reușit să vorbim în, în această după amiază. Puteți revedea oricând emisiunea noastră pe pe platforma YouTube a Jurnal TV, pe site-ul meu personal, mi Mișa Grosu -Bend. ha